Accidentul s-a produs pe strada Traian din localitate. Din cauza oboselii, pentru că avusese un deces în familie, șoferul vinovat nu a observat indicatorul stop, nu a oprit și a pătruns în intersecție. A intrat direct în mașina care circula regulamentar și a proiectat-o în zidul unei case. Doi oameni au fost răniți ușor în urma accidentului. Detașamentul de pompieri de unitate unui Severin a intervenit la un accident rutier produs între două autoturisme, soldat cu 4 victime. Toate victimele la sosirea echipajului noastre s-au autoevacuat din autoturisme. Am transportat o singură victimă la spital, toate au fost evaluate de către echipajele SMUR și ambulanță. Cei doi șoferi au fost testați, dar nu consumaseră băuturi alcoolice. Cel vinovat se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.